Accident deosebit de grav în localitatea Scoarța. Doi oameni au rămas încarcerați după ce autoturismele în care se aflau s-au izbit violent. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că un tânăr de 20 de ani din municipiul Petroșani, județul Hunedoara, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN67B Scoarța din direcția orașului Târgu Cărbunești către Scoarța, nu ar fi respectat semnificația indicatorului stop amplasat la intersecția drumurilor și nu a acordat prioritate de trecere unui alt autoturism condus regulamentar din direcția Bengești-Ciocadia către Târgu Jiu de un bărbat de 48 de ani din municipiul Târgu Jiu, intrând în coliziune cu acesta. La fața locului a fost nevoie de un echipaj de la descarcerare. Da. Eu dau drumul. În jurul orelor 22, ISU Gorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier pe raza comunei Scoarța, sat Scoarța, în care au fost implicate două autovehicule. La fața locului s-au deplasat pompieri militari din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu cu auto specială pentru descarcerare, auto specială de intervenție cu apă și spumă și o ambulanță SMURT, precum și două ambulanțe din cadrul SAJ Gorj. Aceștia au constatat că în urma accidentului au rezultat două victime încarcerate. Victimele au fost transportate la spital de către cele două echipaje SAJ Gorj. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru primul conducător auto, iar în cazul celui de 48 de ani, rezultând o imbibație de 0,03 mg pe litru alcool pur în aerul expirat.